nu numai cununia și nici botezul și nici orice altă slujbă, orice slujbă nu se poate face în aer liber. Nici măcar liturgia nu se poate face oriunde decât numai cu binecuvântare episcopului, pentru că, în mod normal, liturgia și toate slujbele se fac în biserică. Și cununia este evident, trebuie făcută în biserică. Nici măcar în paraclise particulare, nu ar trebui să se facă slujba cununiei. Există și o reglementare canonică. Mai ales, nu la chiar la toate slujbele, mai ales la taina botezului, în care se spune, se precizează clar și concret și anume, să nu se facă slujba botezului în case particulare sau în paraclise particulare, ci trebuie făcută în biserică și prin asociere și taina cununiei la fel trebuie făcută în biserică. De ce trebuie făcută în biserică? Întâi de toate pentru faptul că, de fapt, canoanele reglementează nu numai învățătura sau nu fixează doar învățătura dogmatică a bisericii, ci reglementează și disciplina liturgică, disciplina vieții bisericești. Și trebuie să fie trebuie respectate, trebuie să fie respectate canoanele acestea pentru faptul că dau unitate dogmatică, liturgică, întregii biserici. Apoi, concret referitor la taina cunoniei, trebuie să înțelegem puțin sensul sau sensurile profunde ale tainei cunoniei pentru a înțelege de ce trebuie făcută neapărat în biserică și nu în aer liber. Întâi de toate, mirii stau în fața Sfântului Altar, având în fața lor, în mijlocul bisericii, aproape mai degrabă, aproape de Sfântul Altar, o masă pe care stă Sfânta Evanghelie, străjuită de cruce și pe care se pun și cununile în biserica primară, poate chiar mai mult decât în biserica primară, până prin secolele 8-9, poate și mai târziu. După cum avem mărturii chiar din molitfelnice, manuscrise din, din țara noastră, din tradiția și din spiritualitatea noastră românească, taina cununiei se săvârșea stând cei doi miri în fața Sfintei Mese. Pe soleie, iar în biserica primară, chiar în fața Sfintei Mese. De ce? Pentru că Sfântul Altar reprezintă împărăția Lui Dumnezeu. Tronul ceresc îl avem în Sfânta Masă, Sfântul Mormânt de asemenea, și deci e deschiderea către împărăția cerurilor. Și nimic, nici taina cununiei, nu se împlinește și nu se desăvârșește în, doar aici în plan pur terestru. Apoi, trebuie să conștientizăm că la Sfânta Taina Cununiei toată biserica este prezentă ca la Cununia de la Cana Galilei. În icoanele de pe pereții biserici, de pe catapeteasmă, deci din biserică, avem tot cerul este prezent tot cerul împreună cu Mântuitorul Hristos, cu apostolii, împreună cu Maica Domnului, exact ca la Cana Galilei. Nu este doar un simbolism, ci este o prezență concretă, pentru că noi ne rugăm ca Domnul să întindă mâna sa din Sfântul Său locaș și să unească pe robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu. Deci este foarte firesc și foarte, foarte corect ca Sfânta Taina Conuniei să se împlinească în biserică, în fața Sfântului Altar.